mijlocul săptămânii, teoretic n-ar trebui să fim foarte obosiți, dar nici foarte odihniți. Ne gândim probabil unii deja la weekend, dar ziua de mâine nu ne aparține, așa că mai bine haideți să ne bucurăm în seara aceasta cu cine altcineva decât cu tinerii. Este seara tinerilor, fiind miercuri. Și în seara aceasta am bucuria să vă prezint din nou două fete deosebite. Otilia, bine ai venit! Mulțumesc! Și Corina, bine ai venit! Mulțumesc! Acum bănuiesc eu că nu o să treacă foarte mult timp în emisiune și cei care vă urmăresc o să-și dea seama că voi vă cunoașteți de o bucată de vreme, adică nu sunteți chiar împreună aici la prima ediție. Bun. Când a început prietenia voastră? Cum v-ați cunoscut? În liceu. În liceu ne-am cunoscut mai bine, dar ne cunoaștem din clasa 5. Am fost în clase paralele 4 ani și apoi în clasa 9 chiar am stat una lângă alta în aceeași bancă. De atunci au început toate să se lege. În clase paralele, dar nu în lumi paralele. Exact. Da. Așa. Și acum cum sunteți? Ați rămas prietene? Da. De când s-a terminat liceul. Nu spun. Și nu v-a venit așa prin cap să vă certați vreodată? Cred că avem micile noastre divergențe ca oricare altcineva, dar că reușim să trecem foarte ușor peste ele. Oh, asta e bine. Da. Super, da. Dar de la ce se pot certa două fete? Certa? Acum e un cuvânt mare, dar nu. De la ce pot avea mici divergențe? Cred că există interpretări. De obicei fetele interpretează mult și atunci se întâmplă când lipsa de comunicare, nu reușim să ne auzim și fiecare își face scenarii în cap, dar după aceea când comunicăm, lucrurile se rezolvă. Deci asta... Băi, mi-a adus o mare lumină. Deci voi vă faceți filme în cap și idei și nu știu ce. Nu numai când e vorba de băieți sau de soț sau ceva, ci și când e vorba de fete. Că ați discutat ceva sau aia au făcut ceva. Deci voi... Mult. Înseamnă că viața o aveți plină, în general. Da. Dacă nu... Constant ne gândim la ceva. Asta e bine, că... Și interesantă ne facem așa. Și interesantă. Bun, bine. Ce faceți acum, în perioada asta? Lucrăm. Momentan, da. Cam asta. Lucrați ce vă place? Da. Eu personal pot să zic că da. Mm-hmm. Da, la fel și eu. Place foarte mult ce fac. În ce domeniu? Sunt curioasă, așa, nu contează. Eu lucrez, sunt angajată recent, în domeniul marketingului. Și e un domeniu foarte interesant, mereu schimbător și cumva nu există o rutină neapărat la lucru, ci trebuie să vii cu idei noi, să fii creativ și puțină tehnică. Ceea ce e o combinație perfectă pentru mine. Și n-ai avut niciodată așa o situație sau n-ai avut încă o situație în care trebuie să prezinți ceva foarte bine și te întreb dacă spui și adevărul 100%? Nu, încă nu am întâlnit o astfel de situație. Chiar... Nu, că mă gândesc că uneori la marketing, știi, se așteaptă, adică eu mai întreb pe câte unii, știi, într-un domeniu, zic... Îți place ce faci? Zic, știu răspunsul. Da, spunem. Și atunci oamenii mai spun. Tu cum ești? Eu bine. Eu sunt pe visual merchandising la un magazin de haine și îmi place foarte mult. La fel cum zicea și ea, pentru mine e foarte important să nu fie monoton tot timpul, să fie ceva nou și atunci asta mă menține mereu așa în stare de alertă. E bine. Unde vă vedeți peste 5 ani? Ca să nu fie foarte mult. Probabil căsătorită, cu să avansez în job, nu neapărat ca și poziție, ci să știu mai multe, pentru că mi se pare că un domeniu ca asta e foarte vast și ai nevoie de experiență ca să avansezi și mai multă implicare în biserică. Cred că asta ar rezuma pe scurt. Prin Arad? Rămâi prin Arad? Da, în principiu. Da. Dar... Deschisă pentru... Da, sunt deschisă la... România, Europa, cel puțin etc. 2-3 ani din acei 5 prin Arad. Bun, bine. Corina? Momentan caut să mă dezvolt pe plan profesional și clar și spiritual, pentru că asta e o menire, cred că a fiecărui creștin. Dar nu trebuie să o zici că ești cu mine în emisiune. Nu, dar asta chiar vreau să fac, pentru că simt mereu nevoia asta. Dar pe plan profesional... caut mereu să învăț lucruri noi și atunci nu știu exact dacă o să rămân la ceea ce fac acum, dar sper să pot să învăț cât mai multe chestii. Pentru mine asta e super important, să știu să fac cât mai multe lucruri și atunci vedem cum decurge viața. Prietena ta o menționa și familia. Da,
vedem ce-o fi. Deschise. Domnul le știe pe toate. Da, domnul știe, da, cu asta ne scoatem. Domnul le știe pe toate, dar noi spunem cum vrem noi. Că asta este. Noi spunem Domnului ce dorim, se întâmplă și Domnul decide. Bine. Da. Și dacă ar fi să fie așa, ce condiții trebuie să îndeplinească băiatul? Păi deja le-am îndeplinit. Ea e la alt nivel. Deci de asta e așa permis. Păi spune și nouă, totuși, ce-l face deosebit așa? Da. Fapt, cred că esențial, că mă înțelege, ceea ce e destul de complicat de făcut. N-aș fi crezut, da. Așa și e foarte calm și reușește să mă aduc așa o pace. Astea cred că sunt principalele și mă simt bine, avem conversații mereu plăcute, reușesc să mă deschid față de el și să că avem o relație foarte bună. De când cu etapa asta îți răspunde mai puțin la mesaje? Otilia? Mm-hmm. Cred că s-a menținut ca înainte. Ea are obiceiul să răspundă foarte greu la telefon. Ah, deci n-am deci, deci nu sunt nicio diferență. Sunt da, prezente nu. Când contează. Da, e prezentă când contează, asta e foarte important. Și ea decide când contează. Da, și nu, decid și eu altă dată, dar e ok. La al tău? Ce e așa de deasă sită acolo de nu trece? Nu știu, nu. Nu știu nicio. Da, nu știu. Asta e o dilema noastră a fetelor, nu știm niciodată de ce. Nu știu, cred că e important să avem o comunicare bună. Cred că asta de fapt vreau eu. Să ne înțelegem bine, să comunicăm constant și nu știu, să avem acea înțelegere și, nu știu, dar îmi place mult cum se înțeleg ei. Cumva, așa, mă uit la modelul îl cunoști, lor. Îl cunoști? Da. Și e ok? Deci, a trecut un pic și prin ciurul tău, așa? A trecut de mult. Ce ai fi făcut, acum că sunteți prietene, dacă venea unul la ea și nu-ți plăcea de el? Dar nu așa pe fițe, totuși, pe niște chestii mai serioase. Cred că i-aș fi spus ce nu mi-ar fi plăcut. Și dacă ea ar fi rămas cu el, aș fi încercat să o înțeleg. Cred că asta e singura. Dacă riști, știi să-i spui adevăr sau așa riști, dar până la urmă prietenia adevărată înseamnă... Aș risca pentru că știu că avem o prietenie destul de, adică foarte stabilă încât să putem să discutăm despre lucruri serioase ca să ne înțelegem și apoi. Uitându-vă la unde sunteți astăzi, ați putea spune că v-a influențat cu ceva familia în care ați crescut? Da. Da. Da? Adică? Da. La da sau nu mă așteptam. Pe mine cred că m-a împins foarte mult să merg în alte orașe și să mă dezvolt și asta a fost pentru mine un lucru benefic pentru că am observat că nu toți părinții fac asta și eu am apreciat foarte mult pentru că am reușit să-mi deschid orizontul, mintea, să fiu eu. Deci e bine să mai pleci de acasă, da. E un foarte bun. Plecat de acasă, e bun, mai trebuie plecat. Exact. Și eu am apreciat asta foarte mult, mai ales când am descoperit că nu așa e normă. Da. Da. Voi sunteți... Trei fete. Trei fete. Da. Oh, ce bine. E cum e să crești cu două surori? Din punctul de vedere a celei mici, perfect. Da? Cred că pentru ele e puțin mai diferit. Da, eu și cred că de obicei cea mai mică sau mezinul familiei e răsfățat într-un anumit fel. Și da, le amândouă le-a fost foarte drag de mine, nu m-am avut niciodată neînțelegeri, să spun. Eu, da. Asta e bine, tu? Eu sunt singură la părinți și... Deci când te-ai certat, m-am certat cu mine, da. Te duceai în oglindă și... Ai făcut vreodată chestia asta în viață, să te cerți cu tine? M-am certat doar că nu în oglindă. Dar, da, cred că eu sunt cel mai mare critic al meu. Toți cred că suntem așa, dar... E fain, mie îmi place să fiu singură, nu știu. Am fost crescut așa și îmi place. Cum ați caracteriza un pic familia din care ați venit? Oameni credincioși, oameni căutători după Dumnezeu? Ai mei sunt ortodoxi,
Da, ce mă surprinde foarte mult este că de fiecare dată când i-am chemat la biserică, eu sau alți membri ai familiei, mereu au spus da și au venit cu mare bucurie și cred că asta m-a ajutat personal să mă dezvolt, pentru că mereu am avut încurajarea și încrederea că calea pe care sunt eu e una bună, cel puțin din comportamentul lor. Am văzut că eu, fiind creștină, încerc să fac o treabă bună și atunci cumva acțiunile lor față de mine îmi dau dovadă că ceea ce fac e ok. Tu, Otilia, ai crescut în familie de evanghelici? Da, baptiști, credință. Da. Da, și tot timpul m-au împins de la spate, adică să slujesc și cred că asta m-a ajutat foarte mult să îmi petrec adolescența și tinerețea în biserică. Cum e asta, bine sau rău? Eu zic că foarte bine. Adică la tine ești bine. Da. Și încurajez pe multă lume. Cred că în biserică ai șansa și te dezvolți, nu neapărat doar spiritual, ci din multe, multe domenii, pentru că sunt persoane mai vârstă sau așa cu care ai ocazia să interacționezi, cel puțin noi la copii, și înveți lucruri la care nu te aștepți. Și pentru viața din afara bisericii. Să știi că ai spus un lucru foarte interesant, că biserica este locul unde nu crești doar spiritual. Pentru că biserica este formată din oameni, normal că oamenii nu sunt perfecți. Chiar dacă ei cred în Dumnezeu și tind spre perfecțiune, sunt cu plusuri, cu minusuri, ai mintit de copii, ai mintit de vârstnici. Ideea într-o biserică evanghelică, că toți suntem frați și surori, și la unii le intră în cap că toți avem aceleași drepturi, te face să treci prin foarte multe circumstanțe. Și cumva trebuie să știi să te raportezi la toți și așa, încercând să calci pe urmele lui Hristos sau să dai bine în fața părinților, ar trebui să te comporți cu toți ok, așa cumva, nu? Poți face chiar ce îți trece prin cap. Și asta cred că ajută foarte mult să te cunoști pe tine. Poate în anumite circunstanțe să te descoperi că nu ești chiar cea care ai crezut, că adică, băi, am picat testul aici. Nu trebuie să spun altcineva, spui eu, aici am picat testul, nu sunt chiar așa. Să înveți de la alți oameni, să se roage pentru tine. Deci și pentru viața asta, foarte, foarte important, important, da, timpul petrecut în biserică. O să revin la chestia cu copiii, că ai zis ceva. Zi-mi că la ea bănuiesc, dar o să o întreb și pe ea ca să nu fac discriminări. Bănuiesc că la ea, știi, mergând pe șablonul ăla, m-am născut, am venit la biserică, am învățat poezioare, într-o zi m-am botezat, s-ar putea să fie așa, s-ar putea să fie. Cum a fost la tine? Deci tu ai crescut într-o familie de oameni care frecventau mult biserica sau nu? Rare ori. Frecventau. Așa. Când mergeam la bunici. Cunoștințe de Dumnezeu erau, da? Da. Așa, da, sigur. Da. Cred că eu am fost binecuvântată de mică în ideea în care și acum stau și mă gândesc că Dumnezeu a fost prezent în viața mea de când eram mică, pentru că simplu fapt că mă duceam la biserică cu bunica mea, ea fiind penticostală, cumva de acolo am început să învăț. Nu mergeam la grupele de copii, pentru că mergeam vara, ei nu aveau, dar cumva pentru mine... A, deci te duceai la bunica la țară sau în altă localitate? Da. Ah, da, da, da. Și acolo cumva Dumnezeu a început să lucreze. Bunica mea încă mai povestește întâmplarea asta. M-a întrebat odată o soră din biserică, când încă eram mică, de la ea, purtam cercei și tu porți cercei? Și zic, da, că eu când sunt la Arad sunt pocăită, dar nu sunt pocăită, dar când vin aici, da, neștiind ce se întâmplă. Îmi plăcea mereu. Tot timpul am simțit pacea și am regăsit pacea când veneam, când mergeam la biserică și Dumnezeu de acolo a început, a plantat sămânța atunci și ea tot a crescut așa în timp, până când am ajuns la liceu și cumva Otilia și ceilalți colegi din clasă m-au ajutat să mă integrez și într-o biserică și atunci am zis, ăsta e momentul pentru mine să mă întorc la Domnul. Da, deci faină chestie. Deci a fost o vreme în care la țară erai pocăită, la oraș nepocăită, da, și apoi a fost o vreme când te-ai pocăit și la oraș. Da. Da. Ai avut surprize după ce ai intrat în biserică? Surprize. Poți să zici plăcute și neplăcute, că nu se uită nimeni. Nu.
Nu știu. Sincer, acum nu. Dar nu trebuie să le inventezi. Dacă nu, nu, că dacă nu te-au marcat, n-ai avut chiar așa de mare. Nu. Hai să ne întoarcem. Ce-i cu copii? Ai menționat că nu știu ce copii... Cu slujirea la copii. Bănuiesc, da. Da. Păi eu am fost tot timpul la grupele de copii și cumva a fost natural când am crescut să merg și eu să slujesc la copii. Cam despre asta ziceam mai devreme. Și ce-i fain acolo sau ce-i greu? E fain dacă îți plac copiii și te poți adapta la schimbările lor, mai ales acum de la noi avem o grupă de adolescenți și acolo nu mai sunt neapărat copiii aceia drăguți care... Adolescenților, să-i dați like și să distribuiți, da? Are voie să spui adevărul aici, nu-i nimic regizat, nu vă supărați pe ea, ăștia sunteți, da? Hristos vă iubește așa cum sunteți. Bravo, dar e, da, adevărat, dar cu ei e frumos pentru că învățăm și noi că trebuie să fim la un alt nivel, de exemplu, pentru că ei nu mai învață doar din ce le spunem, ci din ce facem. Așa e, amici, da. Să știm. Asta, da. Da. Da, cam eu acolo m-am implicat, după... Și la un moment dat ați început să slujiți amândouă. Cred că ea a început înaintea mea, da. Da, eu am început din timpul catechezii să merg să ajut la copii și atunci am rămas acolo, pur și simplu m-am îndrăgostit de slujirea cu copiii. Ai pomenit de cateheze. Da. Are rost sau nu are rost? Are. Da? Are. Cel puțin pentru o persoană care vine din afara bisericii, are foarte mare rost. Stai liniștit că sunt unii care cresc în biserică și habar n-au. Exact. Deci, asta a fost o taină pentru mine, greu de descifrat. Cum poți să fii 15-20 de ani în biserică acolo tot timpul și să n-ai habar de nimic, da? Da. Ce să zice? Deci e locul în care înveți, poți pune o întrebare... Da. Are rost și pentru cei care au crescut în biserică. Da, eu știu biserici la care se făcea, nu știu dacă se mai face, și cursuri de maturizare după cateheș, după ce ai intrat în biserică, mai continuai, mai... Da, deci una este să fii cu mulțimea, alta este să studiezi doar tu singur și alta este să interacționezi, să vezi bucuriile altora, frământările altora, pentru că sunt lucruri care pentru mine pot fi foarte încurcate și cineva a găsit răspunsul foarte ușor. Altădată eu pot fi de folos celuilalt și este bine. Bun, acum voi știți, fiind de mult în biserică, știți că noi în comitetul bisericii nu avem femei. Da, nu comentăm aspectul ăsta, dar uite, m-am gândit seara asta să vă bag în comitetul bisericii, pe amândoi. Da, așa. Nu o să vă las foarte mult timp acolo. Ce schimbați în biserică? Cred că mie personal mi se pare că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, de aceea aș schimba eu legătura dintre bătrâni și tineri. Da. Acolo cred că... Adică ce, îngrupăm pe bătrâni sau ceva? Nu, aș încerca să fac poate prin ceva slujire să slujească împreună sau să lucreze împreună, pentru că de multe ori mi se pare că este o... discrepanță foarte mare între ce gândesc, dar de fapt dacă ar comunica și dacă ar avea tangență, s-ar înțelege unul pe altul și cred că din neînțelegerile astea răiesc multe probleme, atât ale tinerilor cât și ale bătrânilor. Cum avem muzica, ca muzica în o vrem, ceea ce nu sunt lucruri esențiale și dacă am ajunge la un comun acord, cred că atâta tinerii și bătrânii ar lăsa de la ei, dar asta dacă ar putea comunica mai bine. Yeah. Și da, cred că de obicei comunicarea mai bună începe în slujire, când vezi că fiecare depune efort. Nu, când ai impresia că celălalt stă pe scaun și tu nu. De acord. Deci nu neapărat la povești, ci la povești împreună, lucrând. Da, da. Că de multe ori cuvintele pot scoate mai mari divergențe. Exact. Că nu le-am folosit pe cele corecte, dar dacă tragem împreună, și eu cred că în lumea creștină toți au aceleași principii, pentru că suntem în jurul Scripturii. Să știi că a fost o vreme în care a venit cineva din biserică la mine, și mi-a zis că ar trebui să facem o întâlnire, apropo de chestia asta, mi-a adus aminte, să ducem niște fete tinere, să aducem niște surori mai în vârstă, într-o zi de sâmbătă, dacă se poate, și cele în vârstă să le învețe pe cele tinere să gătească rețete tradiționale. Că au zis, dacă mor cele în vârstă, nu mai face nimeni chestiile astea care le plăceau. Și eu am spus așa, biserica aduce bătrânii, materia primă, sala tot, tu aduci fetele tinere dispuse să învețe. Întâlnirea încă n-a avut loc. Poate cât de curând. Da, poate cât de curând, din cauza bătrânilor care n-au avut timp așa. Dar chiar e foarte important. Eu cred că
unii oameni în vârstă sunt adevărate comori. Așa-i. Și ar trebui exploatați un pic. Ce pot învăța bătrânii de la tineri? Să asculte, poate. Cred că asta e, eu cel puțin asta văd. Cred că e mai greu, poate, pentru ei să ne asculte pe noi, să ne înțeleagă ideile. În sensul nu să execute ce ziceți, ci să aibă timp. Să ne asculte, da, și gen să încerce să ne înțeleagă ideile, nevoile, exact. Asta cred că e... Cum vedeți biserica viitorului? O biserică axată mai mult pe relații. Da. Pentru că de acolo începe totul. Da. Trebuie să fie neapărat mare, mică? Cred că e important să ai o comunitate mică. Fiecare persoană să știe că are un grup mai apropiat. Deci într-o biserică mare să fie totuși bisericuța mică. Dar nu spun că bisericile mici neapărat dacă este într-un sat trebuie să nu se întâlnească pentru că e nevoie să meargă la o biserică mare de oraș. Nu. Dar cred că cel mai eficient e ca într-o biserică mare să existe comunități mici, grupuri. Care să folosească înțelept și să tragă împreună în aceeași direcție. Exact. Da. Deci e bine. Așa, ce ai mai schimba în biserică pe viitor? Sincer, nimic altceva. În afară de faptul că asta, relația noastră între tineri și cei mai în vârstă, cred că suntem ok. Bun, dar acum haideți să vă întreb altceva. Între noi și voi este o diferență, da? Da. Bun. Dar nu știu dacă v-ați gândit cam câți ani o să fie diferență între tine și următoarea generație? Că să vorbesc ca un bătrân pe vremea noastră, diferența putea fi 20, 30, 40 de ani. Acum la voi cât e? 10. Cam așa, da. Și cum o să faceți voi să nu fie diferență între generații? Pe noi cred că ne ajută foarte mult acum că slujim la copii lucrul ăsta. Ne ajută să ne modelăm și să încercăm să îi înțelegem și să comunicăm cât mai bine cu ei. Mai ales acum în vremurile în care suntem și lucrând cu adolescenții. Vedem că comunicarea cumva e foarte importantă, având în vedere că nu au parte de la comunicare și încercăm foarte mult să tragem de ei, să vorbim cu ei, dar acum noi încercăm să facem cât putem. Am vrut să vă întreb, ați avut și surprize, așa? Surprize plăcute? Cred că surpriza neplăcută e că nu prea avem comunicare din partea lor, poate. De multe ori punem întrebări și se face foarte liniște și atunci suntem. Puteți să răspundeți, de aia e o întrebare. Și surprizele plăcute sunt reacțiile lor. Cred că asta e foarte important pentru noi. Modul în care reacționează la lecția care le-o ținem sau peste o săptămână, dacă ne vedem și își mai aduc aminte și vin și ne spun. Cumva vedem că ceea ce le comunicăm ajunge și la urechile lor. Și amintai. Dar sigur ajunge la urechile lor, numai că feedback-ul e așa cum e. Dar asta este o întrebare la care cred că ar fi foarte atenți părinții să audă răspunsul. Ei nu vor să răspundă, nu știu să răspundă, sunt dezinteresați, au idei mai bune pe care nu le luați voi în seamă. De ce sunt așa unii într-o stare de apatie? Pentru că în perioada asta ei se dezvoltă foarte mult și încep să dea atenție foarte mult anturajului. Ei nu mai răspund pentru că așteaptă să vadă dacă răspunde cineva. Deja nu e faptul că nu înțeleg sau că nu știu răspunsul la întrebare, ci că nu vor să se facă de râs. Și aici intră dezvoltarea personalității lor și atunci noi încercăm să facem un cadru în care avem și grupuri mici, unde ei se pot deschide mult mai mult și cumva să nu se simtă atacați. Ideea că dacă zic eu primul și nu e de acord gașca cu mine... Cineva o să râdă de el. Deja lucrurile astea îi afectează la un alt nivel. Și noi am simțit diferență de la un alt la altul, în care ei toți răspundeau odată și următorul an nu... Mai, și asta nu cred că e o problemă, ci e adolescența. Da.
dar cred că e foarte important să comunice părinții cu ei, să le dea dreptul la părerea lor și atunci să nu se simtă că dacă ei spun ceva greșit, cineva imediat o să-i taie sau o să râde de ei. Da, deja mi-ai luat-o înainte că am vrut să vă întreb, n-aveți copii și când n-ai copii e cel mai bine să dai sfaturi pentru copii, dar pe de altă parte, având în vedere că lucrați, ați lucrat și cu aia mai mici, cu adolescenții, ce sfaturi le-ați la părinților? Să comunice în primul rând foarte mult cu ei și ce credem noi că e foarte important după ce vin ei o duminică la biserică și noi învățăm ceva, poate cumva să mențină lucrul ăla, să îi mai întrebe, să mai stea cu ei, să citească din Biblie, să facă activități care să țină de partea asta, că poate ei învață ceva la grupă, merg acasă și intervin activitățile școlare care sunt foarte multe acum și cumva poate mai uită de partea asta la altă. Și atunci ai... Da, asta ne înțelegem. Tu îți dai seama ce zic? Nu. Încerc să-ți explic eu, să-ți aduc picioarele pe bun. Deci primul lucru, ca să fac eu ceea ce îmi cer tu, este eu să știu cine se ocupă de copilul meu la biserică. Tu chiar crezi că toți părinții știu că vin pruncilor la tine la grupă? Noi încercăm să le... Da. Tehnologia ne ajută de această dată, da, cel puțin văd o iconiță. Eu cred că... Da, da, deci domnule, ăștia s-au voștiți la noi. Așa, da. Al doilea lucru ar trebui să am habar că voi în perioada asta discutați despre relații, despre Moise, despre SF-uri. Ar trebui să știu și eu părintele, nu? Exact, da. De unde știu? Noi, cum ziceam, tehnologia ne ajută, comunicăm foarte mult acum. Și cu părinții. Exact. Încercăm să ținem o comunicare să și părinții. Să educați părinții. Pe ei. Bun, e super. Să le transmitem cam ce facem și să știe pe unde suntem cu lecțiile cu copiii și atunci, în perioada asta avem, pentru că copiii deja au telefoanele lor, le trimitem lor acolo printr-o aplicație, exact întrebări și așa pe tema lecției. Da. Și important ar fi asta, ca ei, părinții, să facă o prioritate. Cred că nu țin mai mult de 5 minute întrebarea aceea care... A, bun, mai lămuric. Eu am vrut să zic, păi, voi aveți idee ce fac părinții. Da. Părinții cu lucruri, cu figuri, cu ce. Nu... Deci voi chiar vreți să se ocupe și de copii sau cum? Nu, încercăm totuși ceea vrem ce facem. Vrem să se ocupe de copii, da. Vrem să se ocupe de copii, dar ceea ce facem vrem să nu le ocupe tot timpul. Da. Să facă o activitate cu plăcere, să nu fie, oh, iar fac asta. Va să vină. Hai să facem asta împreună ca și familia. Asta vrem. Da, cred noi. Că oricum dacă părinții vor ca copiii lor să rămână în biserică, trebuie să le arate că asta e o prioritate. Da. Indiferent de lucru, job, școală și alte activități, pentru că e foarte important să facă din fiecare și copiii se dezvolte, dar dacă nu o să-și găsească acele 2-5 minute pe zi să răspundă cu ei la o întrebare, să-i întrebe ce lecții am făcut, pur și simplu să le arate copiilor că e importantă biserica, undeva... Da, adică stai să văd eu, să fac un sumar așa, să mă uit în camera aia, poate se uită cu un părinte la mine. Dacă m-am prins eu bine, fetele astea vorbesc despre copiii voștri. Adică ele se ocupă de copiii voștri, încearcă să-i țină treci pe copiii voștri, să-i învețe ceva principii din Scriptură pe copiii voștri, să le mai spună în timpul săptămânii ceva copiilor voștri. Așa că oricât ați fi voi de aglomerați, poate că ar fi bine să vă gândiți un pic și la copiii voștri. Am priceput ideea. Da. A, deci voi încerca să le faceți viața ușoară părinților, exact. Așa, dar nu puteți face... Chiar tot. Chiar tot în locul părinților. Mamă, ce chestie asta, da. Bun, voi știți că, dar și voi ați fost copii, că părinții sunt foarte aglomerați și până la urmă dacă stă părintele aproape tot. A, hai să pun o întrebare. Poate să-i dea părintele copilului tot ce își dorește? E o întrebare foarte bună. Da. Dacă se ambiționează, probabil că da. Eu aș spune că material da, dar da. Nu asta e păi tot bun, dacă știi și ce-și dorește copilul. A, da. Aer, da. Că, eu am o chestie, discut cu unii, vis-a-vis de câți copii în familie, nu știu ce cu tare, și unii mă arunc o chestie în asta, că fac unul să îi dau tot ce-și dorește, știi? La care îl prim pe câte unul din ăla. Hiță, vine aici, da. Ce-ți dorești tu? O șurioară să mă joc cu ea. Serios, bă, șurioară atunci. Dacă tot ce... Deci chestia asta să le dăm tot ce dorește, nu putem. Adevărul este că le plac copiilor niște lucruri de moment, 5 minute, 10 minute, nu știu ce.
Eu cred că totuși la cei mai mulți copii, cea mai mare dorință a lor este timp cu părinții. Da. Și asta nu pricepem noi. Și atunci, asta mă întreb, deși eu te înțeleg. Tu când îi zici mamei sau tatălui să mai stea un pic cu copilul să facă ceva, totuși cum mi-ar putea trece prin minte? Iară să stau cu gela meu. Păi cu cine, soră, să stai dacă nu cu gela tău? Nu știu, pe mamele astea nu le-am putea face educatoare la copii vreo 2-3 săptămâni. Eu m-am gândit așa de multe ori, nu de suficiente ori. Păi dacă ăștia doi ai mei sunt la o grupă și mai au încă patru ca ei, cred că nu mai trebuie să te duci la coafor, știi? Deci te-am aranjat. Da, este bine. Deci asta este foarte important să vă ajute părinții. Voi sperați că părinții se mai roagă pentru voi. Când ați primit ultima dată o ciocolată așa în semn de recunoștință? Am înțeles, nu mâncați ciocolată. Dacă da, se da, da, da. Deci părinții știu că voi mâncați ciocolată. Da, biserica e atentă cu voi? Da. Deci, totuși, părinții de la grupa noastră chiar ne ajută foarte mult și sunt la un nivel foarte bun din punctul ăsta de vedere. Tot timpul s-au implicat, ne-au dat tot ce am avut nevoie. Dar eu am zis de alți părinți, de la alte grupe, așa, nu de la... Știu că la voi e bine. E frumos. O să fie o zbatere mereu vis-a-vis de creșterea copiilor, da. Dar deși se cresc mai greu, copiii pot crește frumos. Cu cine mai greu să lucrezi? Cu fetele sau cu băieții? Eu personal cred că fetele sunt un pic mai dificile. Da? Da. Deși cu băieții câteodată îmi vin idei mai greu așa de ce am putea face. Băieții sunt foarte entuziasmați așa gen, wow, hai să facem! Și atunci când găsești ceva, cred că ei sunt foarte implicați și sunt foarte... Chiar dacă sunt adolescenți, nu-și dau seama cât de amuzanți sunt, cât de distractivi sunt. Și atunci petrec cu mare drag timp cu băieții noștri. Fetele ce au? Mai multe figuri în cap? Sau sunt dezinteresate? Sau? Cred că nu știu eu să mă relaționez așa de bine cu ele, atâta tot. Ce bine ți-ai spus-o, da. Eu vreau să zic că cred că e la fel de greu cu amândoi momentan, dar și cu fete și cu băieți, dar din puncte diferite de vedere. Mm-hmm. Cumva... Fetele e mai greu pe partea relațională, că ele între ele au tot felul de certuri și așa, cum sunt fetele, și băieții că e greu să ajungi la ei și dacă nu ajungi la ei, pot să o ia pe niște căi pe care e greu mai iei de acolo. Da. Bun, hai să ieșim un pic din afara bisericii înainte de a ieși din emisiune. E foarte important ce facem în biserică, e foarte important ce facem acasă. Dar mereu auzim chestia asta că biserica trebuie să iasă dintre zidurile ei și nu mă refer neapărat la zidurile de cărămidă, că nu stăm noi prea mult acolo. Acum, în ultima perioadă, nici așa n-am stat. Dar noi am avut durerea mea că este că noi ne-am izolat în alte ziduri, știi? Ba confort, ba grupuri, ba nu știu ce. Și cumva, Evanghelia trebuie să ajungă și la alții. Tu ai zis că ai fost una din cea privilegiată care, bunica, ai mai găsit niște prieteni. Cum facem cu generația tânără? Cum ajunge Evanghelia la ei? Da, eu aș zice că tot prin relații. Important, cumva izolarea asta mi se pare în dreptul celor care au crescut în biserică, se face prin faptul că vrei să ai doar relații cu pocăiții. Mergem tot la liceu creștin, ceea ce e foarte ok, dar important să nu ne izolăm în sensul că să nu avem relații cu cei care sunt necredincioși și cred că așa se întâmplă cel mai mult la tineret. Hai cu mine la tineret, hai să vezi cum e. Nu pe o neapărat forțare de evangelizare și să vii la programul ăsta, să mergi în față, să te predai, ci o implicare constantă în viața celorlalți. Și dacă nu ai relații cu cei care nu au tangențe cu Dumnezeu, nu o să ai cum să-i chem la biserică. Dar, na, cred că trebuie să te implici constant și știi că e un sacrificiu să faci asta, să te intereseze de persoana respectivă. Dacă nu te interesează... Pentru tinerii din generația voastră sau mai mici, ce e mai important în prima fază? Hristos pentru lumea viitoare sau Hristos pentru lumea de acum? Cred că amândouă, dar mai mult poate eu așa văd pentru acum. Pentru că acum e momentul în care am nevoie. Am nevoie, da.
Și atunci, acum e momentul în care trebuie să apelez la el, acum trebuie să îl caut, acum trebuie să le spun altora despre el ca să știe, până nu-i prea târziu. Bun, îți dau o fată de 16 ani, nici nu ți-am dat-o mai mică. Fată de 16 ani care te întreabă, Corina, spune-mi foarte practic cu ce m-ar putea ajuta pe mine Hristos astăzi, mâine, săptămâna asta. Cred că e pentru generația tânără acum e important fericirea și bucuria, adevărata bucurie și cred că foarte puțini o găsesc și o găsesc foarte greu cine o găsește și atunci asta eu asta văd la Iisus și la Dumnezeu, adevărata bucurie, pur și simplu nu poți altfel, nu știu, asta am descoperit-o și eu, până atunci eram fericită pentru un moment, dar acum și dacă știu că trec printr-o perioadă mai dificilă, am fericirea aia că îi cineva cu mine și mă iubește și mă acceptă așa cum sunt, care e un lucru foarte important acum, să fii acceptat, să te simți acceptat, dar e important să te simți acceptat de cine trebuie, de cine chiar te iubește cu adevărat. Mi-a venit o idee în cap, dar nu știu cum să o zic, să nu iasă chiar prostie mare, așa, dar încerc. Mă scoți tu să dai răspunsul bun, da? Acum sunt mulți care vor așa experiențe deosebite, știi? Ne mai injectăm, mai tragem pe nas, mai una, mai alta, că o să simțim ceva. La ăștia, poți să le spui ceva vis-a-vis de relația cu Hristos? Adică ai putea și în relație cu Hristos să fii un pic deosebit, să trăiești alte stări decât cele normale, obișnuite. Să faci lucrurile astea și să-L urmărești pe Dumnezeu. Nu. Spune, bun, eu renunț la asta care mă ajută să... Da, pe ei, cred că asta le-aș spune, că te ajută pentru momentul respectiv. Câteva ore, da. Așa, dar dacă l-ai avea pe Hristos, nu ai mai alerga după așa ceva, pentru că tu ai avea starea aia constant, pentru că asta înseamnă să-L ai pe Hristos, să ai experiență deosebită în fiecare zi. Hai să văd dacă treceți sau picați testul psiho, astea cu pisicul, știi, la... Eu m-am gândit de multe ori la chestia asta creștine. Vă duceți să faceți testul și una din întrebări este... comunicați cu ființe din alte sfere. Da sau nu? Nu. Nu știu dacă l-am picat. Da. Păi îl picați, pentru că o să răspundeți da dacă sunteți sinceri. Adică, domnule, noi vorbim cu ființe din altă lume, din cutare. Deci tu, dacă ai vorbi așa în termeni general și n-ai pomenit că e vorba de Dumnezeu... Da. Și toate astea, de asta am zis că poate unuia din ăsta care e tot pe stări în alte, noi am spus, băi, dacă vrei chiar senzații tale, astea sunt cu Iisus. Adică până la urmă, dacă trăiești o viață autentică cu Iisus, păi sunt cele mai tari senzații, și în vale, și pe deal, și cu plânsul, și cu bucuria, și cu toate. Deci Iisus chiar este răspunsul pentru fiecare persoană, numai că este răspunsul corect în direcția bună. Deci la evanghelizare voi v-ați duce mai mult pe relații. Relaționez cu omul, să fii creștin, poți trăi ca om între oameni, chiar dacă oamenii nu sunt ca tine. Da. Dacă vrei, da. Și te ții tare, da. Cred că asta e, de fapt, esența. Da. Dumnezeu i-a trimis ca oaie în mijlocul lupilor. Exact. Dacă mergi ca oaie între oaie, cred că ai pierdut un pic scopul. Deci, e posibil, dar nu neapărat ușor. Da. Nu tot timpul ușor. Da. Bun, și ce, dă-mi exemplu de ușor în viață, ca să găsesc eu. Ce e ușor în viață? Nu multe. Nu foarte multe. Pregătești poate cina. Da, și poate, nu. Poate. Depinde în ce zi și ce avem în frigider și ce este pe piață și toate cealaltă. Te-ai dus exact unde zic eu, nici să mănânci nu ușor. Ai mâncat mult, nu vrei... Ai mâncat sănătos, cu toate. Dar uite că mâncăm în fiecare zi. Faptul că nu este cel mai ușor lucru de pe fața Pământului nu înseamnă că nu le facem, da? Acum, viața creștină ar trebui să fie cel mai ușor lucru de pe fața Pământului? Nu. De ce nu? Pentru că dacă ar fi ușor, nu cred că mai fi aici. Nu știu. Nu cred că asta e. S-ar întâmpla în lume tot ce se întâmplă. Da, adică nu trăim într-o lume confortabilă și nu cred că la asta suntem neapărat chemați. Să nu am venit sau nu suntem creștini pentru ca să avem toată viața roz și nu asta ne promite Dumnezeu în Biblie. A zis Hristos ceva
asupra subiectului. Da. Jocul meu nu este ușor, dar e cu noi. În lume veți avea bucurii? Exact. Nu, nu. Am zis exact cu repede. În lume veți avea necaze. Ah, în lume veți avea necaze. Păi nu era că ajunge zilei bucuria ei. Da. Cred că un pic. Da, am înțeles. Azi n-am versiunea cea mai bună, dar o să încerc să mă corectez. Interesant, așa, și pentru voi, generația tânără, m-am gândit, sigur că tuturor ne place confortul. Și, nu știu, poate că sunt momente în viață în care așa se mai dorești să te mai schinjuiești sau ceva, ți-ar dori să mai porți o cruce, că nu o ai, știi? Și consideri că dacă ai avea, o ai fi mai bun, nu știu ce, te biciui acolo de unul singur, îți dai seama că nu iese. Dar, la modul general, nu ne place. Și tot mă gândeam, cum să te duci pe urmele lui Hristos, care și-a purtat crucea, fără cruce, cum să trăiești în lumea creștină fără cruce, când cel care a inventat-o, a inventat-o prin cruce, și cum să mergi pe autostradă pe calea îngustă. Sunt frământări, mă macină și pe mine multe lucruri. Da, deci, oare m-aș plia și eu la grupa aia de copii, vă știu? Vă așteptăm, da, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă, da. Poate că n-aș putea să tac atunci când puneți întrebări, știi, că... Hai, măcar avem cu cine să comunicăm. Da, eu am trecut de vârsta aia când aștept să văd ce zice grupul, ca să mă pliez și eu, să zic exact așa gândeam și eu, știi, mă dau în bară pe direct, ce contează. Asta sunt eu. Da, așa trec serile frumoase când povestim. Era fain dacă aveam un șemeneau aici, ardea focul, dar da. Nu, asta este vremea. Eu îmi doresc mult să mă duc prin case oamenilor, mai filmăm prin casele oamenilor, dar acum cu perioada asta am zis să nu ne ducem la toți, că se sperie de nu știu ce, știi? Dar chiar dacă nu am auzit lemnele trosnind, alea electronice, a fost o seară frumoasă pentru că am povestit. Cam așa ceva s-ar putea întâmpla între copii și părinți. Trebuie. Da. Ar fi... Așa, o pierdere de vreme. Cred că nu e o pierdere de vreme. Cred că te ajută să te dezvolți. Nu, dar acum că oricum pe ei nu-i interesează. Știi ce greu e câteodată să găsești oameni pentru emisiuni? Și unul din argumentele mele până la urmă este, băi omule, ai pierdut vreodată 45 de minute în viață. Da, de mai multe ori. Vine să-l pierdem împreună. Adică dacă nu ne place nimic din emisiunea asta, de ce crezi? Dăm delete acolo, am avut un timp fain, am învățat ceva, să fiu ca ăla sau să nu fiu ca ăla. Da, ar fi frumos. Nu trebuie să aveți camere. Oricum cineva vă filmează. Stați liniștiți. Vă filmează copiii, vă filmează și cei care nu știți. Nu intrăm la teoria conspirației, dar știți că vă filmează mult. Dacă aveți telefoanele cu voi, cu tare, gata, am încheiat subiectul. Deci noi am avut o seară faină aici, sperăm că ați avut-o și voi, dar nu trebuie să vin eu, nu trebuie să vin ele, să stea pe un anume scaun. Încercați voi acasă, că e vorba, știu, să stați în jurul mesei, nu? Să mănânce macaroane, lasagna se zice, sau să le zicem, spaghete, oricum o fi. La popcorn, se poate? Da, sigur. La orice, fără ciocolată, am înțeles. Deci fără ciocolată, da, sau alte chestii care știți voi, da? Deci cât mai bio și mai natural. Dacă, ce să zic, să zic copiilor, nu. Dacă spuneți, bă, tata și mama nu au timp de mine. Păi să ai timp tu de ei. Adică, nu știu, vă duceți o dată așa la părinți cu respect, sigur, cu respect și spui, tata și mama, ați auzit că s-au inventat agendele? Aveți pe telefon acolo agende. Ce vrei, băi copile? Vreau să stau de vorbă o oră cu tine, să-mi spui ce prostie ai făcut când ai fost de vârsta mea. Puneți săptămâna asta, săptămâna viitoare, eu am răbdare, dar nu prea mult, că zici tu că vine Domnul Iisus și vreau să știu înainte de a veni Domnul Iisus ce ai făcut. Discuți, mamă, faceți-mi un pic de timp împreună. Adică de ce să nu ia inițiativa copiii, dacă vor să știe anumite chestii? Dacă nu aveți întrebări și nu vă vine în minte întrebări care să le puneți părinților, scrieți-mi eu un e-mail. Deci vă spun eu ce întrebări să le puneți, că o să schimbe toate culorile, așa, o să fie numai alb, roșu, negru, verde, cu tare. Nu le spuneți că v-am dat eu întrebările, da? Dacă unii ziceți că nu aveți cei mai faini copii, normal că sunt ai voștri, cine a crescut tot, voi ați făcut, dar să știți, copiii au nevoie de voi și s-ar bucura să vă faceți un pic de timp pentru ei. Bun, la finalul serii s-ar bucura să zică, băi, așa de bun ne-a plăcut că am stat de vorbă cu voi, țineți și niște bănuți în cont dacă tot am avut asta, ar fi un final fericit, da? Deci, noi ne bucurăm de voi de părinți, ne bucurăm de voi de tineri și Dumnezeu ne-a adus împreună și pe tineri și pe vârstă, deci nu ca să ne creăm probleme, că oricum avem suficiente, ci ca să ne ajutăm unii pe alții. Ne ajutăm în societate, ne ajutăm în școală și, de ce nu,
sau cu atât mai mult ar trebui să ne ajutăm în viața de credință. Cu certitudinea aceasta, că Domnul Iisus Hristos se iubește pe cei bătrâni și pe cei tineri, la fel sau... cum să zic? La fel. Fetele au zis că la fel, da? Că iubește și pe părinți și pe elevi și pe profesori, la fel. Chiar dacă noi credem că Domnul îi avantajează pe unii, măcar din Scriptură știm că nu este părtinitor, iubește pe băieți și pe fete? La fel. La fel. Dar pentru cine are mai multe binecuvântări? Pentru toți. Pentru toți. Ai trecut examenul, da? Am crezut că o vă prind aici. Bine că ai zis, da? Ai vrut să zici ceva, da? Deci știind că suntem iubiți de Dumnezeu, suntem în mâna Lui, vă dorim o seară binecuvântată, în continuare săptămâna aceasta să fie binecuvântată. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă vrei să ai mai multe binecuvântări din partea Lui Dumnezeu, indiferent în ce domeniu te gândești, apucă-te și fă ceva. Încearcă să fie o binecuvântare pentru alții și hai să-ți dau o idee foarte simplă din lumea lui Dumnezeu. Omul seceră ceea ce seamănă. Vrei să ai mai mulți prieteni? Fii tu un prieten bun. Vrei să ai să ți se ofere mai multă bunătate? Răspândește tu bunătate. Vrei să ți se acorde mai multă atenție? Acordă tu atenție altora. Sigur cineva în jurul tău, mai aproape sau mai departe de tine, are nevoie de tăcerea ta, de cuvintele tale, de un zâmbet, o atingere și când nu te descurci, adică în fiecare zi, asta este valabil pentru mine, te ajută Hristos. Chiar aș vrea să ai o relație serioasă cu El și dacă o ai, să o întărești și apoi să-i ajuți și pe alții să fie cel puțin la fel de serioși în relația cu Domnul, dacă nu mai serioși. Mulțumesc frumos că v-ați făcut timp. Cum o seară binecuvântată în continuare. Să aveți o săptămână frumoasă.